Stăm înaintea ta, Părinte bun, în aceste momente, plin de recunoștință și mulțumire pentru purtarea ta de grijă. Îți suntem recunoscători pentru că avem locuri de muncă și putem să ne câștigăm cinstit pâinea cea de toate zilele. Îți mulțumim pentru sănătate și te rugăm ca să primești aceste daruri și zecim din partea noastră ca o jertfă plăcută înaintea ta. Binecuvintează-le și ajută-ne ca din ceea ce primim să oferim și celor care sunt în nevoie. Îți suntem recunoscători pentru toate, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
Mântuitorul, eram în deznădejde, în chinul cel mai greu. Eram fără speranță, fără Dumnezeu. Osânda meritată era asupra mea, strigam la toți, dar nu era cine să mi-o ia. Simțeam în mine, în lipsă de un mântuitor, dar nu era ființă, nici jos și nici chiar sus, decât un singur nume, slăvitul Domn Iisus. Doar El putea să aducă, prin jertfă, prin iubire, viață, libertate, deplină mântuire. Și El veni în lume, veni să mântuiască pe toți acei ce în lume vor Lui să-i servească. Mi-aduc și acum aminte de prima întâlnire, în ochii Lui văzut am iertare și iubire. Iar El cu glasul dulce mi-a zis privind la mine, o fiu prea scump, viața mi-o dau eu pentru tine. În locul tău urca voi calvarul și acum iată, îți dau a mea viață, dar s-o păstrez curată. Osânda e luată, iar pentru osândit de plină libertate, El este mântuit. Apoi, la despărțire, privindu-L cum se duce, văzut-L am cum urcă să moară sus pe cruce. Iubire necuprinsă să moară în locul meu, doar eu sunt vinovatul și nu El, nu și numai eu. M-am dus să-L văd pe munte, iar El atunci mi-a zis, să știi că pentru tine a murit eu, Iisus. Atunci, căzând la cruce, mi-am plâns anii deșerți, strigând cu ochii în lacrimi, o, Doamne, să mă ierți! Ai milă și de mine, că-și vreau să-L servesc, iar El mi-a zis, o, vino, te iert că-și te iubesc. Atunci de bucurie am plâns și am cântat, știind că pe vecie prin El eu sunt iertat. Și atunci într-una spre El îmi îndrept dorul, spunând la toți că El e Iisus Mântuitorul. Amin. Thank you.
Grăbește-te și vin la Domnul. Vino cât El încă te cheamă. Nu întrelăsa glasul lui Sfânt. Trezește-te și ia-L în seamă. Te cheamă ca o dulce mamă. Să vii cu a ta povară la crucea cea de la Calvar, căci El a dus-o greu în spate și și-a trasat un drum de har, punând păcatului un stăvilar. Pe El poți merge, crezător, căci la Golgota pentru tine El sânge, sfântul sânge și-a vărsat, ca să-ți croiască zor senine, ca să te ducă în slăvi divine. Purtând asupra Lui păcatul, El te-a iertat și te-a spălat, să poți ajunge în cerul sfânt ca un om nou, pe veci curat, prin jertfa în care El s-a dat. Și acolo slavă și înmărire, în cerul prea măreț și sfânt, îi vei cânta cântarea scumpă, că prins ai fost în legământ, să fii salvat de pe pământ. Grăbește-te și vin la Domnul, vino, cât El încă te cheamă, nu neglija glasul cel sfânt, ce cheamă ca o dulce mamă, trezește-te și ia-L în seamă. Amin. Ca pastor al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, Speranța din Cluj-Napoca, vă spun tuturor bine ați venit la această sărbătoare a Evangheliei. Îi apreciem și ne bucurăm în mod special pentru aceia care au vrut să fie alături de cineva drag, cineva din familie, poate un prieten, și astăzi au vrut să împărtășească o parte din emoțiile celor cinci care au ales albul curat, pentru că vor să aibă o conștiință curată, o inimă curată și o viață curată. Astăzi, din nou, familia de pe pământ se va uni cu familia din cer, pentru că ne amintim că avem un singur tată. Oriunde am mers în lumea aceasta și am intrat într-o biserică de așteptători ai revenirii Domnului Iisus, am avut sentimentul că aparțin unei familii. Iar acest sentiment mi-a fost amplificat în mod special în aceste zile și chiar în săptămânile și lunile de pregătire a evenimentului Agonie și Triumf din biserica noastră, când am remarcat că nu doar un frate, un prieten, pastorul Valentin Dănăiață, a ales să viziteze biserica noastră, ci Biserica Adventistă de ziua șaptea din Loma Linda, pe care acest frate pastor o păstorește, a dorit în mod special să ne demonstreze prin multe mijloace că este alături de noi, că nu este doar proiectul unui om, ci este proiectul unei biserici. Unul dintre lucrurile prin care ne demonstrează acest lucru este un mesaj special din partea acestei biserici, pe care aș vrea să vi-l citesc, și un cadou din partea tinerilor acestei biserici. Vă trimitem din partea Bisericii Române din Loma Linda salutul dragostei de frați, împreună cu dorința ca Dumnezeul Păcii să reverse belșug de binecuvântări pentru ca Duhul Sfânt să împlinească lucrarea extraordinară a Evangheliei în viața dumneavoastră și a Bisericii Speranța și prin mărturia vieților noastre în viața celor care vor fi rod al jertfei Domnului Iisus. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze cu pacea și cu prezența sa continuă. Tinerii Bisericii Loma Linda au înregistrat două piese muzicale. Una dintre ele este un dar pentru cei care astăzi încheie legământ și pentru noi toți, iar o altă piesă va fi un cadou pentru oaspeții care vor fi diseară la o altă prezentare din cadrul seriei Agonie și Triumf.
fața Domnului Iisus. Mă bucur mult că astăzi tineretul din Loma Linda a putut să fie alături de tineretul extraordinar al acestei biserici. Îmi închipui că prin harul lui Iisus Hristos, mai devreme sau poate puțin mai târziu, vom putea să fim împreună pentru totdeauna. Trăim o vreme extraordinară din punct de vedere al pământului, dar vreau să vă amintesc că trăim o vreme extraordinară din punct de vedere al cerului și că între aceste puncte extraordinare de timp în veșnicia lui Dumnezeu și în istoria noastră scurtă de pe pământul acesta, ziua de azi va fi întotdeauna specială. Va fi întotdeauna specială pentru că Iisus Hristos vorbește, Iisus Hristos vorbește despre momentul în care numele unor oameni sunt scrise în ceruri. Când Iisus Hristos va scrie numele voastre în ceruri, va pune o dată lângă numele vostru. Și data aceea va fi data zilei de azi. Gesturile noastre pământești sunt mici. Gesturile noastre pământești față de planul lui Dumnezeu, față de ceea ce se întâmplă, de fapt, în realitate, sunt extrem de mici. Noi ne îmbrăcăm în haine albe, având o atitudine declarativă în legătură cu ceea ce se va întâmpla de acum înainte, și anume că am dorit să trecem de partea celui ce întotdeauna ne este lumină, ne este adevăr, ne este curăție, și că vrem să lăsăm în urmă o viață care, pe care am trăit-o cum am putut, cât de bine am putut noi până acum, dar cum am putut. Lăsăm deoparte o viață și vrem să trăim de acum încolo o altă viață care prin puterea Lui devine specială. E gestul nostru. Gestul coborârii în apă, de asemenea, este un gest minor care ține de realitatea noastră pământească și care are semnificații profunde pentru noi. Dar ceea ce facem noi este puțin, pe lângă ceea ce face Iisus Hristos astăzi. Aș vrea să spun un bun venit oaspeților, aș vrea să spun un bun venit celor ce au dorit să vă fie alături azi. Și aș dori ca împreună să devenim conștienți de ceea ce face cerul, mai mult decât ceea ce facem noi pământul. Punctul 1. Pentru că aș dori să ținem minte lucrul ăsta. Punctul 1. Botezul este o declarație de dragoste din partea lui Dumnezeu. Nimeni n-ar trebui să se considere neiubit de Dumnezeu. Nimeni pe pământul acesta. Cu toate astea, în momentul botezului, cerul își ia într-un mod cu totul special angajamentul de a-și declara dragostea pentru noi. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură cu mine în Matei, capitolul 3, de la versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Cum vi se pare? N-a existat nimic spus la acel moment al botezului decât aceste cuvinte, care nu sunt altceva decât o declarație extraordinară de dragoste. Acesta este Fiul meu prea iubit. Vreau să vă întreb, folosiți în limba română cuvântul prea iubit?
este un cuvânt unic, folosit în limbajul Scripturii, pentru a sugera ideea că Dumnezeu creează ceva extraordinar pentru momentele acestea. Prea iubit, prea mult iubit, prea de tot iubit. Evenimentul este un eveniment al neînțelegerii. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul a zis: nu, te rog frumos, nu, nu este cazul să fii botezat acum. Botezul este și rămâne și a fost un moment al neînțelegerii. Oare de ce e nevoie de el? Oare de ce e nevoie de acest lucru? Mulți dintre noi au impresia că este un lucru care este jenant în generația secolului 21. Noi nu mai folosim atât de mult simboluri, nu mai folosim atât de mult ritualuri. Lucrurile acestea sunt puțin depășite. Avem impresia aceasta că ar trebui oarecum să nu se întâmple. Acceptăm lucrul acesta la nivelul copiilor. Ne este mai ușor să botezăm un copil. La copii se potrivesc lucrurile copilărești. Și atunci biserica, în general, biserica creștină, este de acord să facă lucrul acesta la nivelul copiilor. Celor în vârstă le este rușine. Ați observat la ce vârstă s-a apropiat Domnul Iisus Hristos de Ioan Botezătorul, totuși? La ce vârstă? Își începea lucrarea sa publică, era un tânăr de 30 de ani. La vârsta de 30 de ani începeau preoții lucrarea lor la templu. Se considera că era în sfârșit momentul în care el începea maturitatea sa deplină. Deplin responsabil pe viața sa, deplin responsabil pe soarta sa. El vine la Ioan Botezătorul și spune: acum trebuie să împlinim ceea ce, ziceți, ceea ce trebuie împlinit, din punct de vedere al cui trebuie. Ioan Botezătorul avea dreptate, Iisus Hristos era neprihănit, el era deja pur. Haina sa era albă. Nu avea nicio pată pe traseul ei. Și atunci Domnul Iisus Hristos de ce a spus: trebuie să împlinim și asta. Este o declarație a planului mântuirii prin care existăm toți. O declarație a planului mântuirii, a intenției lui Dumnezeu pentru ca să ne dea viață fiecăruia. Domnul Iisus Hristos s-a unit cu noi în moartea și în învierea sa ca simbol al botezului. Vom vorbi despre lucrul acesta. Dar probabil că cel mai important lucru este momentul în care Domnul Iisus Hristos a făcut să se audă glasul iubirii Tatălui pentru fiecare om care va face parte din poporul lui Dumnezeu. Îngenunchiat la marginea bazinului de botez, îngenunchiat la marginea Iordanului, Domnul Iisus Hristos a primit acea asigurare pentru tot neamul omenesc. Repet, pentru tot neamul omenesc: acesta este Fiul meu preiubit. Cine este acesta? Atunci era Iisus Hristos, astăzi sunteți voi. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Vă rog din tot sufletul să nu uitați nicio clipă că aceste cuvinte vă sunt adresate și vouă. Noblesse oblige, nu uitați asta. Noblețea lui Dumnezeu vă obligă. Faptul că El vă spune: sunteți Fiul meu preiubit, vă va obliga în viitor să vă purtați ca fiul sau fiica Lui preiubită. Nu lăsați nicio clipă ca păcatul acestei lumi să vă despartă de Cel ce vă iubește atât de mult. Atitudinea noastră firească, de revoltă, să vă pună într-o situație să faceți ca numele Lui să fie cumva mânjit de atitudinea noastră. Lăsați
ca să rămâneți iubiți sau în iubirea Lui. Pentru că prima semnificație a botezului este declarația de dragoste. Vă dați seama ce înseamnă să refuzi o declarație de dragoste? Pentru toți aceia care ați refuzat-o până acum, mai gândiți-vă odată. E așa de bine ca Dumnezeu să-ți spună, ești Fiul meu preiubit. E așa de bine. 2. Evanghelia după Luca, al 7-lea capitol. Versetul 28, 29 și 30, pagina 996. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Câteva lucruri. Ce este botezul lui Ioan? Botezul lui Ioan, așa cum ne este prezentat el de Sfânta Scriptură, este botezul pocăinței. Ioan a venit vestind pocăința. Este interesant faptul că Domnul Iisus Hristos a dorit ca ființa umană să se pocăiască de la început. Mesajul pocăinței este un mesaj extraordinar de vechi. Mesajul pocăinței s-a adresat poporului Israel timp de peste 1000 de ani. Cu toate acestea, poporul Israel nu l-a înțeles. Timp de 1000 de ani, profeții au venit la ei cerându-le să se întoarcă înapoi, să se întoarcă înapoi de la calea lor ce are. Era o cale de ruină națională, era o cale de ruină spirituală, era o cale de dezastru. Profeții le-au spus, vedeți că unde mergeți voi nu este bine. Imaginați-vă drumul lor. Au mers în istorie până când au ajuns să facă și ultimul pas. Ultimul pas era deasupra gropii. În momentul când cineva descoperă că ultimul pas este chiar deasupra gropii, ce este normal să facă? Spuneți-mi, vă rog, normalitatea. Mai faci un pas și te prăbușești. Ce-i de făcut? Poftiți? Dacă te oprești, nu-i bine că stai în poziția asta, cât o să stai așa. Care e normal, gestul normal? Vă rog? Tare! Trebuie să te întorci. În momentul în care te-ai întors, asta înseamnă pocăință. Spuneam și serile trecute. Ăsta a fost mesajul profeților dintotdeauna. Sunteți pe o cale rea. Sunteți pe punctul să vă prăbușiți. Întoarceți-vă, cu alte cuvinte, pocăiți-vă. Foarte mult ora dintre noi le este rușine de pocăință. Dar ori de câte ori noi realizăm că am făcut ceva greșit și hotărâm să ne întoarcem, poate că ceea ce voi spune acum este puțin prea mult, dar de dragul de a înțelege, vă rog frumos, imaginați-vă că ești într-un laborator de chimie și faci experiențe și în momentul în care descoperi că experimentul tău este greșit, în momentul acela hotărăști să iei experimentul de la capăt, în momentul când te-ai hotărât să iei experimentul de la capăt, este într-un fel, cumva, un gest de pocăință, de reorientare a experimentului tău. O iei de la capăt. Ce se întâmplă cu un chimist care nu vrea să o ia de la capăt? Spuneți-mi. Îl considerați inteligent, îl considerați deștept, îl considerați profesional? Nu! În viața noastră, de câte ori suntem siliți să o luăm de la capăt? Față de copiii noștri, față de vecinii noștri, față de meseria noastră, dacă doriți. O luăm de la capăt pentru că suntem greșiți. Și orice om înțelept descoperă că orice greșeală este doar o cale sau o posibilitate de a lua-o de la capăt. Ori de câte ori descoperim acest lucru, facem un exercițiu de pocăință. Nu vă fie rușine de pocăință. Face parte din îndreptarea solidă a vieții fiecăruia dintre noi. Ioan a venit propovăduind botezul pocăinței.
După 1000 de ani, națiunea iudaică a perceput mesajul lui Ioan ca fiind o noutate. Ca și cum pentru prima dată s-ar fi vorbit despre pocăință atunci. Uneori se întâmplă lucrul ăsta între noi. Auzim de astfel de lucruri de o viață întreagă, dar vine o vreme când mesajul pocăinței ajunge la tine și când ți se pare că este un lucru nou și că abia atunci îl înțelegi. Când l-ai înțeles, te rog din tot sufletul, ia-l în serios. Pentru că este șansa de înțelepțire a vieții. Șansa de a-i da lui Dumnezeu posibilitatea să facă din tine ceva frumos, desăvârșit. Ăsta este botezul lui Ioan. Botezul lui Ioan a fost botezul pocăinței. Și auziți ce zice aici? Tot norodul care l-a auzit, a auzit mesajul lui Ioan și chiar vameșii, ăia care erau răi de tot, de la vamă, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Ce înseamnă să primești botezul pocăinței? Dați-mi dumneavoastră definiția după text. Ce înseamnă să primești botezul pocăinței? Poftiți tare, că ați zis bine. Să dai dreptate lui Dumnezeu. Ăsta este un lucru extraordinar. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta. Dar în momentul în care accepți să faci pasul botezului, dai dreptate lui Dumnezeu într-o lume care îl contrazice pe Dumnezeu. Dai dreptate lui Dumnezeu în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Păcatul pentru că ei, oamenii noi, nu știm ce este păcatul și nu credem în Iisus Hristos. Nu-L acceptăm pe Iisus Hristos. Nu este vorba de acceptarea aceea formală care ne pune eticheta de creștini, ci este vorba de faptul de a crede în Iisus Hristos astfel încât să urăști păcatul, să biruiești păcatul și să ceri neprihănirea lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, să-ți schimbi viața. Ăsta a fost mesajul și scopul pentru care a venit Iisus Hristos aici. 2. Neprihănirea. Fiecare dintre noi credem că suntem neprihăniți. Toți zicem, eu n-am nevoie de pocăință. Păi de ce? Păi n-am furat, n-am dat în cap la nimeni, sunt, ce ai cu mine, mă mai bagi acolo? Vrei să mă faci de râs ca și cum aș fi fost cel mai mare păcătos eu? Nu mă duc acolo. Bun. Mergeam pe tren. Asta ca să vedeți cum este cu dreptatea noastră. Mergeam pe tren în România mai de mult, călătoream destul de mult și obișnuiam ca în compartimente să mai vorbesc câte ceva de ale credinței. Și când vorbeam de ale credinței, mă loveam de acest lucru mereu și mereu oamenii spuneau, domne, fii serios, eu sunt un om rezonabil, onorabil, n-am nevoie eu să vorbesc despre neprihănirea lui Iisus Hristos, pentru că eu am neprihănirea mea, eu sunt drept. Și începea să spună, domne, uite care-i treaba. E adevărat că eu mai beau câte puțin. Dom'le, dar eu niciodată n-am furat. Și nu vreau să fur. Mă uit la aia care fură, păgubesc pe altul. Dom'le, i-aș băga închisoare pe toți. Nu se poate așa ceva. Am și eu micile mele vicii, da. Nu fur, dom'le. Nu se poate să furi. Omul pleca, altădată mă întâlneam cu altcineva și respectiv îmi spunea, dom'le, mai fur și eu puțin. Dar nu mult, puțin. De la colectiv, știi? Și așa ne-au luat toate averile ăștia de la colectiv, sunt ale noastre. Mai fur și eu puțin. Nu, nu fur mult, să, dar câte puțin, ca să duc acasă la copii. Dom'le, dar de băut nu beau niciodată. Adică să te faci de râs, să te duci acasă, să te ceri cu soția, să-ți faci de râs copiii. Eu așa ceva nu fac. Dacă ar fi după mine, aș lua pe ăștia toți care beau și aș duce la bug. În sfârșit. Fiecare convins de faptul că are dreptate, fiecare convins de neprihănirea lui, fiecare convins de micile lui scăpări în același timp, dar care sunt scăpări tolerabile. Și în același timp, judecând foarte bine ceea ce face celălalt, observând foarte bine cum cade celălalt, noi ca oameni știm, nenorocirea este că ne scuzăm. Neprihănirea lui Iisus Hristos este o neprihănire care n-are nevoie de scuză.
Neprihănirea lui Iisus Hristos are nevoie de mărturisirea păcatului și de acceptarea lui Iisus Hristos în viața noastră, în viața noastră nouă de acum încolo, ca fiind putere regeneratoare. Nu e de mirare că uneori refuzăm această stare de lucruri și pentru faptul că nu o cunoaștem. Dar unul dintre motivele cele mai mari pentru care refuzăm, de fapt, pocăința și botezul, este faptul că ea dă dreptate lui Dumnezeu. Iar noi suntem într-un război teribil în care Dumnezeu este atacat din toate părțile. Dumnezeu este atacat prin dezinformare. Oamenii vorbesc despre Dumnezeu în fel și chip. Spun că este rău, spun că este nedrept, spun că nu ne ajută, spun că nu ne trebuie. Asta este situația în care suntem. Îl înjurăm pe Dumnezeu, îl neglijăm pe Dumnezeu. Din punct de vedere filozofic, suntem împotriva Lui. Și războiul acesta este atât de puternic, încât pentru a da dreptate lui Dumnezeu trebuie să iei atitudine, iar noi suntem prea lași, prea prinși de lumea aceasta pentru a da dreptate lui Dumnezeu. Sau, dacă vreți, îl iubim prea puțin pe Dumnezeu pentru a-i da dreptate. Îl cunoaștem prea puțin pentru ca să trecem de partea Lui. Îl știm și ne este prea puțin aproape pentru ca, într-adevăr, să trecem în tabăra Lui pentru a-i da dreptate. Cu toate astea, Dumnezeu are nevoie de tine și are nevoie de mine pentru ca să își glorifice numele pe pământul acesta. Am rămas uimit când, în Evrei, capitolul 11... se spune că Dumnezeu a judecat întreaga lume pe baza unor oameni care au fost ai Lui. Dumnezeu folosește mărturia asta a voastră, a voastră astăzi, folosește această mărturie care îi dă dreptate Lui pentru ca să judece întreaga lume. El va zice așa: dacă această tânără, care avea toată viața înainte, care era confruntată cu toate strălucirile acestei civilizații și cu toate promisiunile acestei lumi, a reușit la un moment dat să se rupă, să stea lângă Dumnezeu și să zică că Iisus Hristos este al ei și ea al Lui, dorind cerul mai mult decât orice. Și citez acum în mod special cuvintele Scripturii de care am nevoie să ilustreze mai bine chiar decât ceea ce am spus eu. Evrei, capitolul 11, de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El sau ea socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Asta este momentul de judecată al lui Dumnezeu. Dacă un tânăr poate să facă lucrul acesta, să rămână neclintit în hotărârea lui de a sta lângă Dumnezeu ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut, atunci cu siguranță că toată lumea ar fi putut să facă lucrul acesta. Oricine ar fi putut să facă lucrul acesta. Și atunci vreau să te întreb, ce te ține? Ce ne ține? Aceasta este puterea judecății sau a raționamentului divin în cadrul acesta al luptei între bine și rău. Și fiecare dintre voi veți fi folosiți pentru așa ceva. Din cauza asta, cel rău, vrăjmașul lui Iisus Hristos, vă va ataca. Din cauza aceasta nu vă va lăsa liniștiți. Din cauza asta va dori să cădeți. Din cauza aceasta va dori să profanați numele lui Iisus Hristos. Din cauza aceasta va dori să fiți o pricină de potignire pentru mulți. Din cauza aceasta va dori ca lumea să arate cu degetul la voi, să spună: halal, pocăiți. Păi de-aia au făcut ei botezul. Va fi o luptă pentru voi. O luptă pentru voi. Dar ceea ce este Iisus Hristos vă iubește mai mult decât pe sine însuși și nu vă va lăsa.
textul spune, sunteți în mâna Lui. A da dreptate lui Dumnezeu e un privilegiu. Botezul nu este ceva care să-l faci atunci când ai 10 zile, 20 de zile, o lună, când ești copil. Se zice că obiceiul acesta a luat naștere în momentul în care creștinii persecutați le era teamă că copiii lor vor fi uciși, vor fi luați de lângă ei. Și atunci, cumva, au început să implementeze botezul, ca și când botezul acesta ar fi ceva magic. Dar vreau să spun tuturor celor prezenți aici, botezul acesta nu are ceva magic în el. Apa este apă, bazinul este bazin. Repet încă o dată, simbolurile noastre sunt mult prea mici pentru ceea ce se întâmplă. Totul însă devine ceresc în momentul în care credința și mărturia noastră ne leagă de Dumnezeu. Ceea ce schimbă este credința și mărturia celor ce primesc botezul. Punctul 1, botezul este o declarație de dragoste. Punctul 2, botezul este a da dreptate lui Dumnezeu. Și punctul 3, cu care voi încheia, se găsește în Roman, capitolul 6. Vedeți dumneavoastră, la început Ioan Botezătorul a prezentat botezul ca fiind botezul pocăinței. Iisus Hristos a primit botezul pocăinței. După moartea lui Iisus Hristos, însă, botezul nu mai rămâne doar un botez al pocăinței. Are ceva mai mult, ceva mai nobil, ceva mai extraordinar. Roman, capitolul 6, versetul 2-3 mai departe. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Prin moartea lui Iisus Hristos, prin învierea lui Iisus Hristos, botezul primește conotații cu totul extraordinare. Prin botez noi devenim una cu Iisus Hristos. Pocăința este preludiul acestei uniri. Pocăința ne pregătește pentru această unire. Niciun om care trăiește în păcat, niciun om care rămâne în păcat, nu va putea să primească pe Iisus Hristos, nu va putea să fie una cu Iisus Hristos. Omul acela trebuie să moară. Din cauza aceasta, botezul este simbolul morții, pentru ca să poți să-L primești pe Iisus Hristos, să fii una cu Iisus Hristos, să fii glorificat împreună cu El. În momentul în care ai înviat, prin Iisus Hristos, ai înviat la o viață nouă. Ceea ce îmi place mie, ceea ce mi se pare extraordinar, este că cerul promite că de acum încolo voi să mergeți împreună cu Iisus Hristos continuu. Asta îmi place. De acum încolo nu veți fi singuri niciodată. Lumea aceasta vă poate lua totul. Vă poate lua averea, vă poate lua libertatea, vă poate lua privilegiile, dar nu vă îl poate lua pe Iisus Hristos. Niciodată. Niciodată. Dacă vreți, va rămâne al vostru pentru totdeauna. Momentul acesta al cufundării și al ieșirii din apă este momentul unui legământ de viață și de moarte pe dimensiunea veșniciei, cum că acești oameni nu mai sunt oameni obișnuiți. De acum încolo, prețul lor nu mai este prețul unui om obișnuit. Prețul lor este prețul vieții Fiului lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Dumnezeu, a murit la cruce pentru ei, pentru ca să le dea o nouă identitate, o nouă valoare, un nou preț. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Botezul are trei semnificații. Semnificația 1. Spuneți. O declarație de dragoste. Semnificația 2. Să dai dreptate lui Dumnezeu.
Semnificația 3. Să fii una cu Hristos. Dintre toate, semnificația 3 este privilegiul tău și al meu, cel mai înalt. Dumnezeu să vă păstreze așa. Amin. Dumnezeu a îngăduit ca să fiu mentorul acestei grupe de studiu biblic. Este primul demers pe care eu îl fac în această calitate și vă mărturisesc că la scurtă vreme după ce am preluat această slujbă, m-am întrebat, oare de ce a trebuit să fiu eu acela care să ducă acești oameni spre cucerirea unui tărâm necunoscut? Și de unde am pornit cu toți la drum, din partea mea mai mult, cu egoistul gând, să spun așa, de a face din ei niște rafinați discipoli ai cuvântului, vă spun sincer că nici acum, la final de curs, nu mi-e limpede cine pe cine a învățat, cine pe cine a îmbogățit, cine pe cine a cucerit. Dar lecția pe care am parcurs-o toți împreună a fost, cel puțin pentru mine, de neprețuit. Și anume că atunci când încerci să desenezi prietenia, aceasta nu poate fi decât un cerc. Atunci când ai ca țintă sufletul celuilalt, Dumnezeu îți arată cum să cucerești fără să învingi. Dar ca să vă faceți o imagine de modul cum noi ne-am împrietenit unui cu ceilalți, vă rog să urmăriți câteva imagini despre noi. Pentru toți. Amin? Amin? Amin. Iată Bogdan, Bobica, Nicu, Noemi, nu Naomi, e greșeala noastră, și George. Toți aceștia m-au ajutat să dau o pagină din marea lecție pe care Creatorul a vrut să ne învețe. De fapt, a vrut să mă învețe întâi pe mine. Și anume că atunci când îți propui să nobilezi conștiința unor oameni cu valorile și principiile creștine,
Nu poți să îmbraci haina doctrinei închise până la gât și să înaintezi în marș prin conștiințe. M-am învățat că pentru asta trebuie să faci altceva. Trebuie să te dezbraci. Trebuie să educi. Pentru că numai așa ajungi la revelație. Altfel totul devine insurgență, nu educație. Fiecare dintre acești copii ai mei și ai Domnului, au fost în primul rând pentru mine, sigur, în nuanțe diferite, au fost o expresie a sensibilităților umane. Cu râs, cu plâns, cu bucurii, cu nostalgii, fiecare dintre ei a fost o minune așteptată de îngeri să se întâmple. Și minunea s-a întâmplat. Așa cum ați văzut, ne-am numit grupa de studiu Camera de Sus. Vă spun sincer, nu știu de ce. Probabil datorită fiorului acelui sublim pe care ți-l dă acea intimitate a mansardei, mai aproape de apus, de liniștea serii, de ropotul ploii, de taina inspirației, de stăruința studiului, de mărturisire. Iar astăzi, după zile și zile de întâlniri, de reciprocitate, de trăiri, de studiu, gândul și experiența cu ei, dar gândul, mă duce la un lucru uimitor, și anume, Camera de Sus, cum ne-am numit, Camera de Sus a început ca o grupă de studiu și a sfârșit ca o stare de spirit. Pentru că acolo unde Duhul Sfânt coboară, totul devine o stare de spirit. Acești copii, așa cum am spus, ai mei într-un fel și ai Domnului, nu vin în fața dumneavoastră să știți ca, cum să vă spun, ca niște fruturi liberi scăpați din grădina Eden. Ei vin din pădurile uscate ale vieții, vin cu zborul ușor obosit, poate nesigur, dar vin cu lepădare, vin cu sacrificii, cu întrebări nerostite, cu răspunsuri încă neprimite, cu sângerări, care nu sunt doar, să știți, nu sunt doar o palidă imitație a unui gest creștinesc, gestul de a fi acolo. Dincolo de această perdea de alb pe care dumneavoastră o vedeți aici, sunt chiar ei. Și nu așa cum îi intuiți dumneavoastră, ci așa cum cred ei că sunt. Au ales să poposească aici. Au ales să poposească aici, socotind că biserica va fi pentru ei singurul loc unde nu există disperare. Oare se vor înșela? Și răspunsul acesta nu depinde de ei. Răspunsul depinde de știința asta a noastră, de știința conjugării verbului a iubi. Eu iubesc, tu iubești, el iubește. Și vă rog să nu lăsăm acest valoros verb doar în seama Domnului. Iar acum haideți să vii prezint pe cei care sunt astăzi în fața dumneavoastră. Și mie mi-e greu, dar este o greutate care vine dintr-un sentiment ciudat. Este un melanj de bucurie, de responsabilitate, de lucru împlinit cu ajutorul Domnului. Am senzația aceasta că sunt așa ca un antrenor înaintea meciului care nu e sigur de indicațiile pe care le va da. Dar și eu la rândul meu am antrenorul meu, să știți. Mă uit la ei și îi simt și îi cunosc deja, mă rog, emoție, curiozitate, imaginația clipei, dar le-am spus și eu ce am știut și am știut să le spun atât. Fiți liniștiți, toate acestea vă înnobilează. Amin? Amin. Bun. A crescut într-o familie creștină. A stat toată viața la căpătul bolnavilor, adică acolo unde această hamletiană limită dintre a fi și a nu mai fi este uneori cât prețul unei respirații, cât granița aceasta dintre flacără și fum. Când lucrez o viață întreagă ca asistentă medicală, cu un ochi la medic și cu celălalt la pacient,
dacă îți deschizi mintea și încerci să înțelegi ce tainice lucruri se produc în viscere, realizezi că dincolo de rețete, de tratamente, de intervenții, de proceduri, se întâmplă un lucru pe care mulți, sub povara orgolilor profesionale, îl sfidează, îl minimalizează, îl ignoră. Și anume, dacă tratarea este a doctorului, vindecarea este a lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta nu-l vezi decât cu ochii credinței. Așadar, o invit lângă mine pe Bobica Crean. Bobica, am să-ți dau ție acest microfon, te rog. Și așa, ca să păstrăm termenii limbajului, eu cred că orice om trecut printr-o convertire, așa cum treci tu, este de fapt un convalescent. Tu ai fost un om suferind, spiritual desigur, iar Dumnezeu ți-a oferit această șansă a unui tratament. Și El ți-a examinat inima, ți-a ecografiat sufletul, probabil ți-a trimis lacrimile la analiză, eu știu. Și a zis marele medic: Bobica, uite, tu trebuie să te operezi, că timpul trece, iar decizia îți aparține. Iar tu mi-ai spus că te-ai decis. Acum, eu știu că ai emoții și nu vreau să forțez prea mult lucrurile, dar aș vrea să ne transmiți un gând frumos, ca termen general. Un gând frumos și un mesaj, mai ales că știu că aici în sală se află și fiica ta, Alina, care chiar acum ne fotografiază. Te rog, dă-mi eu. În aceste momente avem motive de bucurie și de mulțumire. Aș vrea să citesc un psalm 50. Ca jertfă lui Dumnezeu, mulțumiri și împlinește jurămintele făcute celui prea înalt. Mulțumesc Dumnezeu pentru tot, pentru că m-a ajutat să învin toate piedicile care au fost în drumul meu ca să ajung acum aici și să mă pregătesc pentru botez. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a lăsat ușa Harului deschisă pentru mine. Mulțumesc, Bobica. Vreau să vă spun că a fost un termen suficient de lung până s-a hotărât. Și a trăit așa o frământare, un catarsis, o alunecare în final spre o hotărâre ușor indecisă la început. Dar viața ei a avut prea multe experiențe ca să-L refuze pe Dumnezeu. Bobica, îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze. Da. În grupa noastră l-am socotit veteranul camerei de sus. Serios, echilibrat, pedant, fără a fi rigid, exigent cu el însuși. Nu s-a mărginit niciodată la persoana lui. Permanent a fost dispus la un fel de reciprocitate care ne inspira pe toți. Și are în el așa o anume eleganță, un aer de noblețe, o bonomie specială, pentru care personal l-am invidiat, pentru că n-am avut-o niciodată, deși mi-am dorit. Uneori chiar m-a întrebat, de unde are în el omul acesta atâta liniște? Probabil și slujba aceasta de funcționar vamal pe care o desfășoară la o anumită companie multinațională, unde, eu știu, respectul, exigența, meticulozitatea sunt atribute esențiale, poate toate acestea l-au făcut să fie așa cum este, un om liniștit, care îți inspiră încredere, stabilitate, echilibru. Oricum, nu este nici pe departe expresia modernă a celui care odinioară s-a numit Matei Vameșul. Dar cei doi au ceva în comun. Și anume, investiția de încredere pe care au făcut-o în Iisus Hristos. Acolo, la frontiera dintre bine și rău. Unde lucrează Vameș? Și vă rog să mă înțelegeți. Nu este puțin lucru ca un vameș să dea credit cuiva. Bogdan Mota. Bine, bine.
Bogdan, știu că ești un vameș și vameșii sunt așa mai scump la vorbă. Dar știu că, așa, acolo în fântâna sufletului tău, care este una generoasă, ai ceva pentru Dumnezeu și pentru noi. Și sincer mă bucur că tu ai ales să slujești un Dumnezeu care nu solicită sau nu-ți solicită ție ceea ce tu acolo la servici soliciți altora. Taxe, accize, eu știu, dosare, bani și așa mai departe. Plăți. Bogdan, dacă te-aș întreba, ce înseamnă pentru tine să trăiești în acord cu propria-ți conștiință? Propria-ți conștiință, cuvinte grele și mari, dar ce înseamnă să trăiești cu propria-ți conștiință? Ce ai putea să ne spui? Conștiința ne distrează, ne dictează modul în care trăim și reprezintă câmpul de luptă dintre bine și rău. Ea trebuie să reflecte dragostea din inima noastră, credința și dorința de a respecta poruncile și legile lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă poruncă a Domnului Iisus transmisă ucenicilor și nouă a fost să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit și eu. Sub conducerea Duhului Sfânt, noi trebuie să avem un comportament care să reflecte dragostea lui Dumnezeu, să avem un comportament exemplar, să trăim în concordanță cu legile și poruncile Domnului Iisus. Credința ne ajută să avem o conștiință mai liniștită, o conștiință mai împăcată, să fim mai răbdători, să fim mai buni, să fim mai înțelegători și să-i mulțumim Domnului pentru toate acestea. Vreau să-i mulțumesc Domnului că mi-am drumat pașii spre această cale, să le mulțumesc celor dragi și părinților familiei care au venit de la sute și mii de kilometri. Și în ultimul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Anca Benamin. Și noi îți mulțumim și Domnul să te binecuvinteze. Niciodată n-ai avut la vama acolo emoțiile astea, nu? N-ai avut. Sus, prin crângul adormit, au trecut în taină mare de cu noapte risipind șiruri de mărgăritare. Că s-a trezit așa de dimineață în ramuri albe, ce se poate spune? E pentru prima oară în viață când i se întâmplă asemenea minune. E, știa Dobărceanu ce spune. Aș vrea să vă prezint acum pe mezina grupei, adică vorba lui Dobărceanu, un copil ascuns într-o rapsodie de primăvară. Și ca orice copil, mai mult și-a visat viața decât a trăit-o. Oricum, discretă, diafană, sentimentală, ușor pețioasă, așa un fel de trestie gânditoare. De altfel, eu cred că nu zic rău, așa cum îi stă bine unei studente la litere. Sigur, nu poți să te desprinzi de visare, de poezie, de un anume freamăt interior. De cele mai multe ori a preferat discreția. Privitul, admiratul, răspunsul concis. Dar am simțit-o extrem de atașată grupei. Oricum, mezina grupei nu este acel izvor de munte pe care ni-l închipuim. Este o apă lină, ușor curgătoare, în care am simțit cum se oglindește lumina. Pentru că așa e miezul ei. Adică omul frumos în care Dumnezeu a pus împărăția lui. O împărăție care poate vine timpuriu, dar vine liniștit și sensibil, prin frumusețea sufletului, prin necuvinte, prin liniște, prin lumină multă. Noemi Sadmari. Deci. Noemi, noi în general nu vorbim așa prea multe, nu? Decât strictul necesar. Totuși, aș vrea să-ți deschizi inima și să ne oferi un moment de sinceritate. Fără prea multe comentarii. Da? Pentru aceasta mă zic. Cred în lumina soarelui, chiar și atunci când pe cer nu văd strălucirea razelor lui. Cred în iubire, chiar dacă nu mi-este totdeauna dat să mă bucur de căldura ei.
cred în Dumnezeu, chiar dacă uneori El tace. Chiar și atunci cred în tăcerea Lui și binecuvântarea Ei îmi dă pace. Și cred atunci și știu că El mă iubește. Și simt puterea prezenței sale în noaptea singurătății și luptelor grele. Și mulțumesc atunci lui Dumnezeu pentru soare, pentru iubire, pentru tăcere, pentru credință și pentru Golgota mântuirii mele. Amin. Mulțumesc, Noemi, și îți doresc ca toată viața să ai aceeași sensibilitate pe care ai dovedit-o astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Mă gândesc și așa uneori ce imprevizibilă e viața asta. Ai intrat în biserică așa cu un aer detașat, deschis, cu o privire ușor întrebătoare, într-o cămașă cadrilată, în blugi, înalt, subțire, cu un pas elastic, parcă era un jucător de basket. Și m-a abordat direct, fără inhibiții, fără justificări. Dar am intuit în el ceva care m-a făcut să-l admir, așa, din prima, cum se zice. Seninătatea. Acea seninătate adolescentină care pe unii nu-i părăsește niciodată. Este genul de suflet care nu știe să îmbătrânească. Nu este un filozof, dar este genul de om atașat de concret. De la primele întâlniri am realizat că este omul care, prin simpla-i prezență, te ajută să faci orice lucru din viața ta suportabil. În curând va deveni medic veterinar. Iar lecția pe care m-a învățat, el m-a învățat pe mine, a fost aceea că dacă dragostea față de om suscită uneori un anume interes, dragostea față de orice creatură a lui Dumnezeu, de la gâză la elefant, inspiră generozitate, inspiră noblețe, inspiră admirație. Așadar, Nicolae Bucoș. Bine, amin. Nicule, înainte ca tu să-ți exprimi gândurile, aș vrea să facem împreună, nu ți-am spus chestia asta, e surpriză, da? Vino în coace. Să facem un exercițiu de imaginație amândoi. Adică, eu o să spun o întrebare retorică, nu trebuie să-mi răspunzi. Dar este un exercițiu care face într-un fel apel și la umorul acesta care uneori debordează din tine. Și te-am savurat pentru chestia asta. Și aș vrea să te întreb, că vreau să ți-o întorc acum și eu. Pentru că ești medic veterinar sau vei fi. Dacă ai trăit cu 6.000 de ani în urmă și dacă ai fi fost invitat, te-ai fi dus medic veterinar pe corabia lui Noe? Să-mi întorc o dată. Da. Oricum, părerea mea este următoarea. Dacă vreodată îți vei deschide un cabinet medical, să-i pui numele, te rog, corabia lui Noe. Da? Îmi promiți? Mulțumesc. Așa. Și acum să trecem și la lucrurile mai serioase. Știu că ai un gând pentru noi, inspirat de Dumnezeu. Te rog, te ascultăm. Am un sfânt care să nu mai mult de inimă, să nu-l duștrei. Te rog. Domnul este păstorul meu, nu îi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vier și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă propovedește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umbl prin valea umblei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Tu ia goșul meu, mă mângâie. Tu mi-ai închis mața în fața potrivnicilor mei, mânci capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Dă fericire și îndurare că voi însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc. În final, am să vă prezint pe cineva care, ce să vă spun, și-a trăit viața fără preaviz. Într-o înnourată după amiază de toamnă, am intrat aici în biserică și nu era nimeni, era numai liniștea. Am înaintat singur pe coridor și deodată am auzit un zgomot așa undeva, discret, în spatele meu. Și acolo undeva, pe ultimele rânduri, cu capul în mâini, cu mâinile pe genunchi, era un om. Nu l-am deranjat. Îmi făcea impresia că se roagă și chiar se ruga.
Preț de 10-15 minute între noi nu a fost decât tăcere. Dar vă mărturisesc că ceva în mine îmi spunea că trebuie să aștept. Și după un timp s-a ridicat. A venit spre mine și în fața ochilor mei a apărut chipul unui om rătăcit, dar lucid. Și mi-a întins mâna. Eu sunt George. Știți, vreau să vin și eu cu voi acolo sus, în camera de sus. George și mai cum, n-are importanță. De unde vii? Cum ai aflat de noi? Vă spun altă dată. Și după vreo lună acel altă dată să știți că a venit. Și am povestit amândoi în tarnă, în taină, doar noi doi. Și vă spun sincer că am rămas fără grai. Dar nu vreau să vă povestesc. E taina noastră și a Domnului. Oricum a fost o defulare. A simțit că acea discuție a fost pentru el o descărcare a unei împovărate pagini din viața lui, care, ce să vă spun, exagerând lucrurile puțin pentru imaginea noastră, cred că și pe Al Capone l-ar face invidios. Și după ce l-am ascultat, eu care la vârsta mea zic că pretind că, eu știu, nu mi-am dus viața chiar așa la fără frecvență, vă rog să mă credeți că în momentul ăla, după povestirea lui, m-am simțit așa ca un copac fără fructe, ca un copac desfrunzit. Și vă spun doar atât. Doar o secvență. Torino, Milano, Firenze, Moscova, furturi, viață subterană, găști, baruri, carabinieri, siriene, hăituială. Toată Italia la un moment dat era a lui. Până într-o zi, când Dumnezeu i-a tras covorul de picioare și i-a spus cam așa, George, gata, până aici. Și un cumplit accident de mașină a curmat șirul fără de legilor. Trebuie să menționez însă că Dumnezeu îi mai dăduse semnale. Acesta a fost semnalul major. Nu mai are importanță ce a urmat. George a fost pribeagul lui Hristos, iar acum este aici. A intrat slab și a ieșit puternic. Într-o zi l-am văzut tulburat și i-am spus, George, tu vrei să te botezi. Ai experiența de viață pe care ai, dar gândește-te bine. Tu privești biserica asta ca un acvariu populat cu pești de aur, ca un panaceu al suferințelor tale. Dar pentru tine lupta cea mare nu va fi aceea să fii diferit de bețivul de pe stradă, de mafios, de lichele. Lupta ta este să fii diferit de fratele tău din biserică, de fratele tău care încă minte, care stă în biserică și nu face nimic, care este demagog și plin de trufie, care predică apă și bea vin. Asta va fi lupta ta, George. Și pentru asta îți trebuie multă putere. Numai așa poți să rămâi. Și George a rămas pe gânduri, dar a rămas. Aici. Îl invit, deci, lângă mine pe George Tătaru. Bine. Pacea Domnului. Pacea Domnului. Ține eu totul. Mic la stat, dar mare la sfat, să știți. Da. Să știți că este un om cu o mare forță de sugestie și chiar dacă aici, eu știu, ca oricare dintre ei, un tremurat de degete, de buze, o privire mai pierdută, dar așa când stai de vorbă cu el, e o poveste, George. George, ajută-ne să te înțelegem, nu știu, să ne luminăm, să ne minunăm, George, să ne minunăm, asta vrem. Cum a fost posibilă în viața ta o asemenea schimbare? Cum a fost posibilă schimbarea? Simplu, în 2012, chiar și înainte de accident, am avut o viziune de la Dumnezeu, prin care mi-a vorbit, a doua zi când m-am trezit, mi-am dat seama că chiar îi pasă de mine. Pentru că dacă mă cunoștea din 7 miliarde cât suntem acum pe pământ, dacă m-a găsit în somn și mi-a vorbit, înseamnă că îi pasă de mine și mă iubea.
Din privința accidentului știu sigur că Dumnezeu, am fost avertizat de 6 ori. Din privința accidentului știu sigur că Dumnezeu nu a vrut să se întâmple lucrul acesta. L-am înțeles doar când eram deja pe patul de spital. Și sunt sigur că și toți cei din sală sunteți foarte, foarte importanți în fața lui Dumnezeu. Pentru mine, nu știu, experiența aceasta era, să zic, dacă m-aș cumpăra cu cineva din Scriptură, eram tot mai necredincios. Până nu am văzut, până nu m-am trezit și mi-am dat seama că mi-a vorbit, eu nu am crezut. Dar ferice de cel ce a văzut și a crezut, dar mai ferice sunteți voi care ați auzit și credeți lucrul acesta. Amin. Amin. Mulțumesc, George. Dragii mei, aceștia sunt ucenicii Camerei de Sus. Vă aștept și pe voi. Și dacă vă este teamă să bateți la ușa Camerei de Sus, arătați-vă la fereastră. Cineva vă va vedea, va fi acolo și vă va deschide. Și vom parcurge împreună cea mai frumoasă poveste a vieții voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze decizia. Amin? Acum că i-am cunoscut, aș vrea să invit pe cei 5 candidați la veșnicie să vină aici în față, pentru că, deși am descoperit, veți sta cu fața la biserică. În primul rând, aș spune că am descoperit că sunt unici și speciali. Și mă bucur să o spun că, deși noi i-am cunoscut în ultimul lor parcurs care a condus către acest moment al botezului, trebuie să recunoaștem acest fapt, că pentru majoritatea dintre ei temelia nu noi am pus-o. Pentru majoritatea dintre ei temelia au pus-o părinții atunci când i-au învățat să se încreadă într-un Tată Ceresc, când i-au învățat că există un cuvânt al Lui, o Scriptură, prin care El ne vorbește, când i-a învățat poate pentru prima dată să se roage. Și Dumnezeu să fie lăudat pentru toți acei părinți care caută să-i apropie pe copiii lor, nu doar de ei, ci și de Dumnezeu. Astăzi ei vor descoperi o familie mai mare pe lângă familia pe care Dumnezeu l-a dat-o la naștere. Decizia lor, deși în mod fundamental, în primul rând, înseamnă o apropiere de Dumnezeu și de cuvântul Său, înseamnă și o apropiere de biserica Sa de pe pământ, prin decizia lor, Biserica Adventistă de ziua 7-a. În această biserică li s-au definit convingerile, valorile și au decis să aparțină acestei biserici. De aceea aș vrea ca în fața acestei biserici să le pun câteva întrebări despre credința lor, care a condus la acest moment, pentru că apoi biserica să-și exprime dorința lor de a le aparține. Vreau să vă întreb dacă experiența voastră se bazează în primul rând pe studiul și cunoașterea Bibliei, Cuvântului Dumnezeu, ca fiind singura sursă de autoritate în ce privește credința și viața noastră de creștini. Și dacă ați descoperit în primul rând în Sfânta Scriptură un Mântuitor, pe Domnul Iisus, și ați trăit această experiență personală de a descoperi un Mântuitor care iartă păcatele, iartă trecutul, șterge aceste păcate și dă șansa unei vieți noi. Dacă ați descoperit de asemenea în Sfânta Scriptură nu doar un Fiu, ci și un Tată și un Duh Sfânt, aceste trei persoane expresie a unui Dumnezeu unic. Și dacă sunteți convinși că și astăzi Domnul Iisus, ca mare preot în ceruri, mijlocește și în favoarea voastră pentru iertare, pentru înțelepciune, pentru a trăi o viață de biruință. Și vreau să vă întreb dacă aveți convingerea că
toate cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra, sabatului, sunt o expresie a caracterului lui Dumnezeu, că doriți să vă regăsiți viața în această oglindă ca o viață de armonie cu aceste porunci sfinte descoperite de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb dacă așteptarea voastră profundă este dincolo de perspectivele mai apropiate sau îndepărtate ale acestei vieți, este o așteptare a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos pe norii cerului, ca împlinire deplină a credinței voastre. Și dacă crezând aceste lucruri, sperând și trăind aceste lucruri, ați luat în mod deplin decizia să aparțineți acestei biserici adventiste de ziua 7, Speranța din Cluj-Napoca. Odată ce v-ați decis să faceți parte din această familie, aveți tot dreptul să vă bucurați de privilegiile pe care vi le oferă această familie, dar vă întreb dacă sunteți dispuși ca atunci când Dumnezeu vă va chema și veți realiza că fiind parte acestei biserici puteți să vă aduceți contribuția voastră pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, sunteți gata să vă implicați în viața acestei biserici, să fiți parte din această biserică și cu drag să slujiți în această biserică. Mă bucur atât de mult pentru experiența voastră. Mă bucur atât de mult pentru alegerea voastră și aș vrea, în fața acestei mărturii convingătoare, de asemenea susținută de o analiză profundă a Comitetului Bisericii, care vine în fața dumneavoastră cu o recomandare călduroasă ca toate aceste 5 persoane să fie primite în dorința lor de a se boteza, dacă biserica susține această dorință a lor și dacă este de acord cu decizia lor. Toți aceia care suntem pentru, suntem invitați să ne exprimăm acea decizie. Nu cred că este cineva împotrivă. Dumnezeu să fie lăudat pentru acest moment special, pentru decizia lor. Ne mai despart doar câteva momente de actul solemn al botezului. Ne vom pregăti spiritual printr-o rugăciune de consacrare, pentru care invităm audiența să se ridice. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți aducem slavă pentru dragostea nemărginită dovedită față de noi oamenii păcătoși atunci când l-ai dat pe Fiul Tău să moară pentru noi. Îți aducem slavă că sângele Domnului Iisus are putere și avem aici în fața noastră 5 dovezi despre puterea sângelui Mântuitorului și despre lucrarea Duhului Sfânt care ne convinge de șansa noastră la veșnicie. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți aceia care și-au dus contribuția lor, pentru experiența înălțătoare a acestor suflete. Îți mulțumim, Doamne, că le-ai dat putere și curaj să ia această hotărâre și dorim ca în aceste momente să ne predăm Ție pentru actul solemn al botezului. Te rugăm să iei tu în stăpânire pe cel care va săvârși acest act, să iei tu în stăpânire emoțiile noastre și te rugăm, Doamne, să imprimi în sufletul tuturor celor prezenți că este o chemare unică și specială pentru fiecare dintre noi de a-ți aparține Ție. În numele Domnului te-am rugat și îți mulțumim. Amin. În timp ce se va trece la ultimele pregătiri pentru actul botezului, corul bisericii va rămâne în picioare pentru un in special. Invităm și sala de asemenea să rămână în picioare.
cealaltă soră, Noemi. Pe baza mărturisirii credinței tale, pe baza unei experiențe speciale cu Domnul și Mântuitorul tău și al nostru Iisus Hristos, având în vedere credința în revenirea sa la Roma, ca pastor al Evangheliei, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
baza deciziei tale de a urma pe Iisus Hristos în credință și în curăție, pe baza mărturiei tale, a dorinței de a trăi o viață specială cu El. Ca pastor al Evangheliei te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubită biserică, ceea ce facem noi e foarte puțin. Ceea ce face Dumnezeu e foarte mult. Având în vedere că viața pe care o trăim pe pământul acesta este plină de provocări, viața pe care o trăim zilele acestea are de a face cu două realități. Realitatea tristă de aici cu realitatea promisă de Iisus Hristos. Dacă mai este cineva prezent în locul acesta care ar dori să întindă mâna spre Iisus Hristos în așa fel încât Iisus Hristos să-i prindă mâna pentru o viață nouă, mai bună, prin moștenirea cerului și binecuvântarea lui Dumnezeu pe pământul acesta, vreau să vă aduc aminte că se poate. Mai mult decât atât, vreau să vă aduc aminte că este timpul să faceți asta. Dincolo de a vă simți jenați de faptul că intrarea în această biserică ar însemna părăsirea unei oarecare biserici, dincolo de lucrul acesta, pentru că consider că intrarea în această mișcare nu face altceva decât să desăvârșească credința care ați avut-o, decizia care ați luat-o până acum, modul în care ați trăit până acum, vă invit ca cu curaj, în temere de Dumnezeu, să cercetați cuvântul și să luați decizia pe care Dumnezeu vă invită să o faceți azi. Dacă este deci cineva care dorește ca mai departe să stea lângă Iisus Hristos și să facă acest legământ cu El, vă invit să luați legătura cu această biserică, să luați legătura cu fratele pastor, mă uit unde este, frate Beniamin, mai ridicați-vă odată, vă mulțumesc. Sau cu fratele Pascu, care a avut grijă până acum de acești scumpi și deosebiți frații ai mei și ai dumneavoastră. Și să-L lăsați pe Dumnezeu să vă conducă în pasul cunoașterii de El. Vă mulțumesc din suflet. Cerul vă așteaptă. Amin.
experiența acestor suflete prețioase se aseamănă foarte bine cu ceea ce spunea profetul Ieremia în capitolul 10, versetul 23. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Dintre toate ființele create de Dumnezeu pe acest pământ, omul este singura care își pune întrebări despre rostul vieții sale pe acest pământ. Omul singur realizează că nu s-a născut pe acest pământ doar ca să își culeagă o educație, să-și strângă o avere, să-și întemeieze o familie, să-și facă un nume, iar apoi să dispară. Omul își pune întrebări. Este viața mai mult decât atât? Este cineva care poate să-mi ofere mai mult? Și omului care își dorește o țintă mai înaltă decât ceea ce poate să ofere acest pământ, decât ceea ce se vede în lumea noastră, chiar dacă este plăcut, chiar dacă este atrăgător, chiar dacă este strălucitor, acelui om Dumnezeu îi vorbește prin cuvântul Său. Trăim o minune în această biserică, uneori săptămână de săptămână, când Dumnezeu conduce pașii oamenilor către acest loc al închinării și al descoperirii. Din această grupă frumoasă de botez n-au făcut parte doar cei 5, la un moment dat grupa noastră cred că avea și 12 participanți, ca și numărul apostolilor, și toți aceștia au o experiență unică. Așa se face că deja prin harul lui Dumnezeu noi mai avem deja în perspectivă un asemenea moment în care oamenii și-au găsit ținta vieții lor în împăcarea cu Dumnezeu. În luna iunie biserica noastră va mai avea un asemenea moment, dar aș vrea să vă spun că mai sunt locuri în camera de sus. Așa cum am descoperit, este o atmosferă caldă, deschisă, în care se pot pune întrebări, se pot găsi răspunsuri și în care sunt convins că unii dintre noi simt că este și locul lor. Începând chiar din sabatul următor, de sâmbătă următoare, de la ora 17, vă invităm cu căldură la o nouă ediție a lucrării lui Dumnezeu în viața celor care și-au găsit un sens mai mare decât ceea ce se vede. Vă invit să lăudăm pe Dumnezeu și să ne exprimăm credința noastră în acest mai mult și mai bine alături de Dumnezeu, cântând împreună imnul 250, Speranța mea e doar Hristos.
mai despart probabil doar câteva minute de încheierea programului nostru, minute în care așteptăm să se reîntoarcă noi membri ai familiei bisericii noastre pentru a le spune un bun venit special în această biserică. Până la acel moment aș vrea să vă reamintesc că după încheierea programului nostru va mai fi un timp în care vom putea decide să participăm la alte două evenimente organizate astăzi în biserica noastră. De la ora 17, ora 5 după amiază, toți tinerii sunt invitați să participe la un moment special, o surpriză pregătită de invitatul nostru special, pastorul Valentin Dăneață, fost profesor la Institutul Teologic Adventist, unde probabil a descoperit dragostea pentru tineri, pentru a fi mijlocul lor, pentru a le împărtăși viziuni frumoase despre ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit nouă tinerilor. De asemenea, vă reamintesc că mai sunt doar două ocazii în care putem să ne bucurăm de revelații speciale din cartea lui Iov în cadrul programului Agonie și Triumf. Întotdeauna aceste momente de final au fost încărcate de emoție, de un aer special. Nu ratați cele două mari ocazii care au rămas. În seara aceasta, de la ora 19 și mâine seară, de asemenea, dar să nu uităm că va avea loc o schimbare a orei noaptea aceasta care urmează și să nu ratăm ora potrivită pentru programul de mâine seară. Am vrea să mai aducem laudă lui Dumnezeu printr-un cântec și de data aceasta așteptăm din sală o propunere. 497, cineva a intuit că voi cer o propunere din sală. Deci 497.
Dacă am văzut cu ochii noștri ce înseamnă botezul, probabil că mulți dintre noi și poate dintre oaspeții noștri nu cunosc decât dintr-o perioadă a vârstelor prea puțin conștiente experiența aceasta botezului. Și poate își pun întrebarea, oare ce simt cei care intră în apa botezului? Oare ce experimentează ei? Ce trăiesc ei cu adevărat atunci când împărtășesc acest act solemn al Evangheliei? Și pentru că în 26 august 1990, la câteva săptămâni după ce împlinisem 18 ani, am trecut personal prin această experiență, pot să vă spun din experiență că este un moment extraordinar. Se vede o schimbare de la emoții la împlinire, de la căutări la descoperiri și fericire. Dumnezeu să fie lăudat! Aș dori ca pastor al acestei biserici mai întâi să vă dau mâna. Și să vă spun tuturor, bine ați venit în Biserica Adventistă de ziua șaptea. De astăzi înainte faceți parte dintr-o familie de peste 20 de milioane de oameni care au aceeași așteptare fierbinte ca Domnul să revină în curând. Aveți tot dreptul să vă numiți frați, surori, toți aceștia, să vă bucurați de privilegiile pe care le aveți ca parte a acestei familii și în același timp, cu siguranță, Dumnezeu v-a pregătit un loc în această biserică. Dumnezeu v-a dat daruri pe care le veți putea folosi. Folosiți-le cu curaj și cu încredere. Noi ceilalți care cunoaștem deja această experiență, suntem datori ca pe acești copii nou născuți să-i primim cu dragoste. Lupta lor nu s-a terminat, abia începe. Și au nevoie de noi să simtă că într-adevăr aparțin unei familii mari. Dorim ca din partea bisericii, prin primul diacon și prima diaconeasă, să vă oferim câte o mică atenție care exprimă dragostea și bucuria noastră. De a fi împreună cu noi. Pentru că în această săptămână, în mod special, cartea lui Iov a fost sursa multor revelații și descoperiri, aș vrea să vă citesc o promisiune a lui Dumnezeu pentru voi din cartea lui Iov, motiv pentru care aș dori și audiența să se ridice, invităm să se ridice. Din Iov, capitolul 11, versetele 13, 15, 17 și 18. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții, vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă dea această experiență. Amin. Putem să ocupăm loc.
Se spune că este o mare bucurie atunci când un singur om vine la Iisus Hristos. Astăzi în cerul este de cel puțin 5 ori mai mare această bucurie, dar și în sufletele noastre. De aceea vă invit ca în încheiere să punem fericirea mântuirii noastre în recunoștință într-o cântare de laudă. Imnul 387. Ce fericire am pe Iisus! Mulțumim că Tu nu ne lași singuri și îți mulțumim că viața noastră este în mâna Ta. Te rugăm ca fiecare suflet din acest loc să aibă această nădejde și siguranță că Tu ești la cârma tuturor lucrurilor. Te rugăm ca fiecare dintre noi, atunci când va cădea, să fie luat în brațele Tale puternice. Te rugăm să ne ajuți că dacă suntem pe o cale greșită să ne întoarcem spre Tine și într-o zi să putem fi în împărția Ta. Te rugăm ca viața noastră să o conducă.